dimineața, elevi, părinți, cadre didactice, bun venit le spun invitaților noștri la festivitatea de deschidere a anului școlar 2014-2015 la Liceul Teoretic Mihai Viteazul din Caracal. Dragi elevi, dragi părinți, stimați colegi, dați-mi voi în primul rând să prezint invitații noștri la această festivitate de deschidere. În primul rând, domnul primar al municipiului Caracal, Eduard Claudiu Ciocăzanu, îi mulțumim frumos că a participat și participă la festivitatea de deschidere. Tot din partea primăriei municipiului Caracal îl avem pe domnul secretar Rădescu Viorel. Din partea inspectoratului școlar general avem inspectorul de zonă al nostru, inspectorul de specialitate, domnul Toma Prună. Îi mulțumim frumos pentru participare. Apoi, din partea Consiliului Local, avem pe doamna consilier Hoară Mădălină. Din partea Asociației Părinților, pe doamna Băjenescu Floarea. Din partea poliției, îl avem pe domnul comandant Vasile Ilie, îi mulțumim frumos. Din partea jandarmeriei, pe domnul comandant Rucan Gheorghe. Din partea ISU, pe Nuncă Ion, îi mulțumim domnului Nuncă. Din partea asociației fiii și prietenii Caracalului, avem pe domnul Vatămanu, pe domnul Petrescu. Tot invitați de seamă, avem foste cadre didactice ale liceului nostru, pe doamna Florina Diaconescu, îi mulțumim frumos. Dragi elevi, în anul școlar trecut, 2013-2014, liceul nostru a fost un liceu cu rezultate foarte bune, atât la olimpiadele și concursurile școlare, cât și la examenul de bacalaureat. Asta, în primul rând, datorită vouă, datorită implicării voastre și datorită muncii voastre pe întreg an școlar. În anul școlar 2013-2014, v-am spus, liceul nostru a obținut rezultate bune. S-a clasat pe primul loc procentul de promovare a examenului de bacalaureat, fiind de 97% pe primul loc în județul Olt. De asemenea, au fost elevii noștri la olimpiadele naționale și concursurile naționale, obținând mențiuni, clasări foarte bune, reprezentând nu numai municipiul Caracal, reprezentând în primul rând județul Olt. Am reprezentat și România în proiecte Comenius și am fost mândri când acolo mi s-a intonat imnul țării și am reprezentat în activitățile desfășurate în cadrul proiectului la un nivel ridicat. Asta pentru că voi ați înțeles mesajul nostru. Ați înțeles în primul rând că fără multă muncă, fără seriozitate, fără atitudine, fără disciplină, nu se pot realiza performanțe. Fără investiții materiale și fără investiții în resursa umană. Ne propunem în anul școlar 2014-2015 o strânsă comunicare și colaborare cu municipalitatea, ne propunem o colaborare și o comunicare cu reprezentantul și reprezentanții părinților și cu toate autoritățile municipale și județene care pot hotărâ destinul unei unități de învățământ. V-am spus că o unitate de învățământ poate realiza performanțe, în primul rând și datorită unor investiții
în resursa materială. Un rol important l-a avut domnul primar Eduard Claudiu Ciocăzanu și haideți să-l primim cu aplauze și să-l invităm aici, pentru că a fost aproape de noi și de învățământul caracalean și a realizat că fără o investiție, învățământul caracalean nu poate să reprezinte județul Olt. Domnule primar, bună dimineața, mâna doamnelor, sărut mâna domnișoarelor, bună ziua domnilor. Sunt onorat să fiu astăzi printre dumneavoastră, pentru că din punctul meu de vedere de 3 ani încoace, liceul la care dumneavoastră Boboci a spășit primul prag astăzi, este cel mai bun din județ. Aveți niște profesori de excepție, aveți colegii dumneavoastră mai mari care ați aflat și veți afla că sunt niște elevi de excepție la nivel de județul ăla, la nivel național. Sunt oameni care obțin rezultate maxime și asta mă bucură foarte, foarte mult. Nu pot decât să vă doresc dumneavoastră, bobocilor, să le urmați sfatul profesorilor, să fiți foarte ambițioși și să duceți învățământul din acest liceu la un alt standard, mult, mult mai înalt decât pe care se află la momentul de față. Încă o dată țin să felicit întreaga echipă care este la Mihai Viteazu, profesori, elevi, părinți. Ei sunt această echipă care este de 3 ani încoace numărul 1 din județ și asta mă bucură foarte, foarte mult. Vă mulțumesc pentru alegerea făcută și să nu uitați că noi tot timpul vom fi alături de dumneavoastră. Dumnezeu să vă ajute și mult succes în anul 2014-2015. Îi mulțumim domnului primar pentru urările și pentru cuvintele frumoase adresate nouă. De asemenea, v-am spus ca invitații îl avem pe domnul inspector de specialitate, domnul Toma Prună, domnul inspector din partea inspectoratului școlar, român de tot, să veniți la noi. Bună dimineața, vă spun și eu tuturor. Mulțumesc domnului director pentru invitația făcută. Sunt onorat să particip la deschiderea anului școlar la cel mai bun liceu teoretic din județul Olt. Este un lucru extraordinar că dumneavoastră ați obținut niște performanțe deosebite în ultimul an școlar 2013-2014, clasându-vă pe primul loc la examenul de bacalaureat. De asemenea, la olimpiadele școlare, la fel, ați avut rezultate deosebite. Marele istoric și cărturar Nicolae Iorga spunea că școala cea mai bună este școala care te învață cum să înveți. Iată că liceul teoretic Mihai Viteazu este cea mai bună școală din județul Olt, pentru că v-a învățat cum să învățați. Dar învățătura aceasta ați primit-o, să știți, de la corpul profesoral existent la acest moment în liceul teoretic Mihai Viteazu, pe care țin să-i felicit și să le urez și în anul școlar 2014-2015 rezultate la fel de bune, dacă nu, chiar mai bune decât în anul școlar 2013-2014. Permiteți-mi să vă urez un an școlar 2014-2015 cu rezultate deosebite, fără evenimente. Anul trecut au mai fost mici incidente la această unitate de învățământ pe care le-am depășit cu bine. Sper ca la finalul anului școlar 2014-2015, când se va face bilanțul, să nu ne înregistrăm cu evenimente, pentru că astea sunt cele mai neplăcute, să știți. Încă o dată, mult succes în noul an școlar 2014-2015! Mulțumim, domnul inspector! Îl chem aici pe domnul comandant Vasile Ilie. Este o bucurie și o onoare să fiu invitat la sărbătoarea liceului dumneavoastră și cu ocazia deschiderii anului școlar îmi exprim încrederea că, văzând resursa umană de care dispune acest liceu, procesul de învățământ va fi realizat la cele mai înalte standarde. Pentru a fi realizat este nevoie și de siguranță. Suntem aici pentru a asigura siguranță copiilor atât în incinta unității de învățământ, cât și în zonele adiacente sau pe drumurile de venire sau întoarcere la școală.
veți avea întotdeauna în mine și în colegii mei un sprijin și un prieten, atât polițiștii cât și jandarmii. Închei urându-vă un an de învățământ școlar bun și să ne întâlnim sănătoși la anul. Din partea jandarmeriei, domnul comandant Rocan Gheorghe este alături de noi și țin să precizez că anul trecut am avut un parteneriat atât cu jandarmeria cât și cu poliția, s-au desfășurat activității, astfel încât e bine să previi și exact cum spunea domnul inspector, să nu avem evenimente neplăcute în cadrul acestui liceu. Bună ziua, dragi elevi, stimați profesori, părinți, stimați invitați. Am deosebită plăcere de a participa la deschiderea anului de învățământ 2014-2015, ca reprezentant al Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt. Efectivele de jandarmi pot desfășura și în acest an activități de patrulare în preajma instituției de învățământ, alături în sistem integrat alături de colegii de la poliție, pentru a asigura ordinea și liniștea publică, pe traseele de afluire, de fluire a dumneavoastră, a cărilor didactice, fiind introduse itinerariile de deplasare și instituția noastră de învățământ. Pe parcursul anului școlar, vom desfășura activități preventive, educative, pentru ca dumneavoastră să cunoașteți cadrul legislativ în care ne desfășurăm activitatea, să știți modul de acțiune în care dumneavoastră să știți ce aveți de făcut dacă veți fi implicat în un eveniment. Vă doresc un an nou școlar plin de satisfacții și de evenimente plăcute. Mulțumim pentru colaborare. Mult succes în noua școlar. Mulțumim frumos! Îl invit acum, lângă mine, pe domnul președinte a Asociației Fii și Prietenii Caracului, domnul Viorel Vătămanu. Mulțumesc, domnule director! Sărămâinele doamnelor și domnișoarelor! Bună ziua, domnilor! În alocuțiunea mea aș dori să am două puncte la care să mă refer. Primul este adresat tuturor părinților care sunt prezenți aici și celor care nu au putut din diferite motive să fie prezenți. Doresc să le spun că au făcut o alegere deosebită în a dori ca și copiii lor să urmeze cursurile Liceului Teoretic Mihai Viteazu din Caracal, un liceu care se recomandă prin rezultatele obținute, rezultate deosebite, rezultate excepționale, putem spune, la nivel de județ. În al doilea rând, aș dori să mă adresez vouă celor tineri care sunteți atât de frumoși, atât de entuziaști și aveți atâta bucurie în voi de a începe un nou an școlar, încât în numele meu și al tuturor membrilor Asociației Fii și Prietenii Caracalului, doresc să vă transmit să aveți un an bun, un an plin de succese, iar alături de voi doresc să închei prin a ura întregului corp didactic al acestui liceu mult succes și mențineți această linie pe care ați urmat-o. Vă doresc succes din tot sufletul. Vă mulțumesc! Îi mulțumim frumos pentru cuvintele frumoase domnului inginer Vătămanu. Invit aici, lângă mine, pe domnul comandant Nuncă Ion, de la ISU. Sperăm că nu vom avea situații de urgență. Bună ziua, onorată asistență, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Inspectoratul pentru situații de urgență are un mic mesaj. Feriți-vă de ziua de cuginiu. Iar din partea mea personal, vreau să reamintesc un vechi citat a unui mare critic literar, Tudor Vian, care spunea așa, vreau să fac o asociere ca să înțelegeți pe ce. Dacă Eminescu n-ar fi existat, am fi fost mai altfel și mai săraci. Eu vreau să fac o asociere prin prisma faptului că dacă educație n-ar exista, am fi mai altfel și mai săraci. Vă mulțumesc!
spus că invitați avem și foste cadre didactice ale Liceului Teoretic Mihai Viteazu. O invit acum lângă mine pe doamna Florina Diaconescu, tot timpul alături de noi. Mulțumesc domnului director că mi-a făcut această invitație deosebită. Vreau să zic bună ziua tuturor colegilor mei dragi și tineri, foșilor profesori ai Liceului Mihai Viteazu și vouă, dragi adolescenți. Eu vă zic adolescenți, nu vă zic ele, pentru că voi sunteți adolescenți, iar adolescența, să știți că este o parte a vieții foarte frumoasă, dar foarte înșelătoare și ciudată. Acum va trebui să vă formați pentru viața care va urma. Voi nu vă pregătiți pentru altă școală, vă pregătiți pentru viață. Vă mulțumesc din suflet că sunteți aici alături de mine și tinerețea mea transmiteți. Vreau acum la început de an școlar să doresc tuturor un an bun, cu rezultate bune, cu copii minunați și cu alături de niște dascăl minunați. Voi să țineți minte că liceul Mihai Viteazu s-a născut dintr-un vis, s-a născut dintr-o pasiune și o dăruire pentru meserie și pentru dragostea pentru voi. Mihai Viteazu este un vis împlinit și desăvârșit de cei care au urmat. Să fiți fericiți că aveți așa niște dascăli deosebiți și dascălii să fie fericiți că au niște copii așa minunați. Mulțumesc părinților care au știut să-și îndrume copiii spre lucruri frumoase. Vreau ca liceul Mihai Viteazu să strălucească. Acum, chiar dacă soarele este ascuns după nori, căldura și strălucirea din sufletul vostru ne încălzește. Doamne ajută, Dumnezeu să fie cu voi și cei care ați început acum, care sunteți pentru prima dată veniți la Mihai Viteazu, să știți că ați venit, ați făcut o alegere bună și să nu ne faceți de râs. Să faceți să vă desăvârșiți. Asta este cuvântul cel mai bun. Acum vă faceți cultura, acum vă accentuați partea bună a sufletului vostru, alături de dascării voștri pe care trebuie să-i iubiți. Mai târziu o să vă dați seama că picături de suflet din sufletul lor sunt în sufletelele voastre. Vă doresc un an bun, un an frumos, un an cu succese, fără niciun incident neplăcut. Doamne ajută și să vă văd și în clasa 12, iar pe clasa 12 să vă la sfârșitul celor 4 ani, 3 ani și 5 ani și 2 ani de 5 ani de activitate. Vreau să vă văd puternici. Doamne ajută la mulți ani pentru început de an școlar. Mulțumesc! Îi mulțumim frumos pentru urările adresate nouă, pentru urările adresate vouă, bobocilor. Invit aici lângă mine pe doamna director adjunct, doamna profesor Ciolavo Valentina, pentru a vă prezenta profesorii, diriginții și câteva noutăți. Dragile, dragi părinți, stimați invitați și dragi colegi, vă adresez și eu urarea de bun venit la festivitatea de deschidere a noului an școlar 2014-2015 de la Liceul Teoretic Mihai Viteazu. Între 15 septembrie și 19 iunie ne desfășurăm activitatea într-un lăcaș de învățătură și cultură care este școala. Instituția în care ne desfășurăm activitatea este un lăcaș de prestigiu pentru că de-a lungul timpului liceul nostru și-a câștigat un loc de frunte în învățământul oltean. A fi elev la liceul Mihai Viteazu este o mare cinste, dar și o mare responsabilitate. Cinstea de a fi printre cei mai buni, responsabilitatea de a te ridica la nivelul exigențelor care se impun și de a duce mai departe bunul nume al liceului. Se împlinesc astăzi 5 ani de când a fost inaugurat localul modern în care ne desfășurăm activitatea și tot în acest an vom celebra 25 de ani de la înființarea Liceului Teoretic Mihai Viteazu. Vom împlini un sfert de secol de existență și ne bucurăm că părinții unor elevi au învățat la Liceul Teoretic Mihai Viteazu și că este în unele familii o tradiție de a absolvi Liceul Teoretic Mihai Viteazu, tradiție pe care vrem să o ducem mai departe.
dragi elevi, drumul cunoașterii și autocunoașterii pe care îl parcurgem împreună nu este întotdeauna ușor. Este presărat cu realizări, succese, promovări, dar și cu dificultăți pe care trebuie să le învingem. Pe acest drum ne angajăm elevi și profesori și ne desfășurăm activitatea în acest loc minunat care este școala. Noi, profesorii, vă suntem călăuze și prieteni mai mari la care puteți apela ori de câte ori aveți nevoie. Corpul profesoral de la Liceul Mihai Viteazu este bine pregătit, animat de dragostea pentru profesie și pentru copii. Școala este modernă, frumoasă și curată, înzestrată cu tot ceea ce este necesar unui învățământ modern de calitate. Aș putea spune că aveți tot ceea ce este necesar pentru un învățământ de calitate performant iar. Așteptăm din partea voastră dorința de a învăța, muncă teimeinică și respect pentru tot ceea ce școala vă pune la dispoziție. Adresez un bun venit bobocilor de clasa 9-a, tuturor elevilor Liceului Teoretic Mihai Viteazu mult succes în noul an școlar și în mod special elevilor de clasa 12-a care la sfârșitul acestui an școlar vor avea de susținut două examene dificile, bacalaureatul și admiterea la facultate. Dragi părinți, vă asigurăm că vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a răspunde exigențelor dumneavoastră. Copiii dumneavoastră au profesori bine pregătiți, baza materială a liceului este modernă. Vă rugăm să fiți alături de noi, să ne sprijiniți în realizarea unui adevărat parteneriat din care vor avea de câștigat copiii dumneavoastră. Vă rugăm să răspundeți chemărilor școlii pentru că fără o relație strânsă între școală și familie este greu să reușim. Fiți alături de școală, fiți alături de copiii dumneavoastră. Investind în copiii dumneavoastră, investim în viitor, iar elevii noștri și copiii dumneavoastră au nevoie nu numai de chestiuni materiale, ci și de investiții sufletești, afective și morale. Pentru toți, prioritatea esențială sunt copiii, chiar dacă viața nu este deloc ușoară și timpul dumneavoastră înseamnă îndeplinirea obligațiilor de serviciu. Adresez tuturor colegilor urări de sănătate, putere de muncă în activitatea frumoasă și plină de responsabilități pe care o desfășurăm în educația tinerei generații. În continuare, cu permisiunea dumneavoastră, am să dau citire corpului profesoral de predare de la Liceul Teoretic Mihai Viteazu și aș începe cu disciplina Limba și Literatura Română. La Catedra de Limba și Literatura Română își desfășoară activitatea următorii profesori. Boșogea Mihail, Mechen Laibăr Carmen, Mecheniș Florina, Neacșu Mihaela, Părvan Florentina, Iugan Sorina, Tudor Eugenia și Filip Sonia. La Catedra de Limba Engleză își desfășoară activitatea următoarele cadre didactice: Antohi Carmen, Cercelan Camelia, Cotulbea Olguța, Diaconu Andreea, Georgescu Narcisa, Gârdă Liviu, Ignara Luca, Marinescu Cristina și Prodănescu Anta. La disciplina franceză predau următoarele cadre didactice: Gălățeanu Luminița, Jumugă Daniela, Marin Gheorghe Marin și Vancea Irina. Disciplina germană este predată de domnișoara Popa Mălina. Catedra de matematică are în componență următorii profesori:
profesori, doamna profesoară Chițu Elena, doamna profesor Păunescu Lucian, doamna profesoară Mihai Angelica, doamna profesor Stroi Adrian, doamna profesoară Baș Nai din Tevia și domnul profesor Bălă Claudiu. Disciplina fizică este predată de următoarele cadre didactice: doamna profesoară Marinescu Cătălina, domnul profesor și director Matei Florin, doamna profesoară Prodănescu Ecaterina și domnul profesor Ciobanu Tudor. Disciplina chimie este predată de subsemnata Ciulagu Valentina, doamna profesoară Coconu Crina, doamna profesoară Didu Valentina și doamna profesoară și inspector Tomescu Sorina. Disciplina biologie este predată de doamna profesoară Olaru Zenobia, domnul profesor Șerban Florin și doamna profesoară Mantea Florentina. Disciplina geografie este predată de doamna profesoară Ciobanu Luxa, domnișoara profesoară Neagoi Alina și doamna profesoară Petrescu Natalia. Disciplina istorie este predată de domnul profesor Paul Florea, domnul profesor Șerban Gheorghe, Vârban Gheorghe, și doamna profesoară Șarângă Marinela. Disciplina educație fizică este predată de doamna profesoară Vulpe Felicia, domnul profesor Mitroi Liviu și domnul profesor Dovan Gianni. Disciplinele socio-umane sunt predate de domnul profesor Micuță Viorel, doamna profesoară Baciu Veronica, doamna profesoară Păsărica Artemisa și doamna profesoară Andreea Caterina. Disciplina informatică este predată de doamna domnișoara profesoară Negrila Anca, Truică Loredana, Prăzineanu Silviu, Bene Alin și Trață George. Disciplina religie este predată de doamna profesoară Iliescu Alexandra, domnul profesor Rădulescu Florin. Educație muzicală este, disciplina este predată de domnul profesor Stancu Cristian. Educația antreprenorială este predată de domnul profesor Ristea Constantin. Și acestea ar fi cadrele didactice. Dacă am omis pe cineva, îmi cer scuze. Am să prezint în continuare dirigenții claselor a noua. La clasa a noua va fi diriginte domnul profesor Stroie Adrian. La clasa a noua B va fi dirigintă doamna profesoară Prudănescu Ecaterina. Clasa a noua C va avea ca dirigintă pe doamna profesoară Olaru Zenobia. Clasa a noua D va avea ca dirigintă pe doamna profesoară Marinescu Cătălina. 9E va avea ca dirigintă pe doamna profesoară Ciobanu Luxa. 9F va avea ca dirigintă pe doamna profesoară Baciu Veronica. 9G va avea ca dirigintă pe doamna profesoară Jumugă Daniela și 9H va avea ca dirigintă pe doamna profesoară Cotulbea Olguța. Tuturor vă urez un an școlar cu sănătate și multe, multe realizări. În continuare am să invit diriginții claselor a noua pentru a-și prelua efectivele de